Binecuvinteze. Amin. Era o schimbare între un frate și altul și fratele se pare că n-a știut, dar nu e o problemă. Domnul să nu ne schimbe. Amin. Zice cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 3, cu versetul 14, spune așa. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și-l rog potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, prin credință, pentru ca având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe îndelungă, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Iisus Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. De multe ori citim cuvântul Domnului și răsfoim de la început până la sfârșit. Și tot nu pricepe multe lucruri. Dar Duhul Domnului poate să ne descopere lucruri pe care sunt în viața noastră greșite, și lucruri pe care ar putea pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne poate arăta în viața noastră. Zice că îl rog potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți prin puterea Duhului în omul dinăuntru. Omul acesta dinăuntru îl cunoașteți dumneavoastră personal, fiecare vă cunoașteți personal, fiecare vă cunoașteți ce gândiți, ce faceți, ce vorbiți, dumneavoastră vă cunoașteți mai mult ca oricine de pe fața Pământului și Dumnezeu. Și vreau să vă spun o istorioară, săptămâna aceasta mă rugasem, săptămâna trecută, și ziceam, Doamne, sunt lucruri în viața mea care nu-s după voia Ta, și aș vrea să mă sfințesc în sensul acesta, aici unde e ața mai slabă și nu am biruință. Vreau să mă sfințesc. Și ce credeți? N-am avut putere. M-am străduit. Și eu, de firea mea, sunt o fire mai iute. Și vorbeam cu cineva săptămâna aceasta și la care, așa, vorbea foarte calm cu mine, dar ca să mă enerveze. Și foarte calm mi-am spus unde m-a enervat. Și după ce am închis telefonul, am văzut că m-am enervat în sinea mea și am zis, uite că am căzut la examen. Am luat telefonul, am sunat înapoi și am zis, te rog frumos să mă ierți că m-am enervat pe tine. Și săptămâna aceasta cerusem Domnului să-mi dea putere să mă sfințesc și ia uite că am căzut examenul aici. Și am cerut Domnului biruință și am avut biruință în continuare. Dar vreau să vă spun, dacă nu ne uităm în omul din lăuntru, în inima noastră, să vedem unde e ața slabă și unde se poate rupe tot timpul, unde nu avem biruință, vreau să vă spun că nu trăim în familia Domnului Iisus Hristos și numele nostru nu își trage, după cum spunea așa, iată ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului Iisus Hristos, din care își trage orice nume, orice familie în ceruri, orice familie își trage numele din ceruri și pe pământ din Iisus Hristos. De aceea, Domnul să ne dea puterea Duhului Sfânt, să ne dea biruința Duhului Sfânt, amin, să ne dea putere să avem roada Duhului Sfânt în inimile noastre și în viețile noastre. Și atunci vom putea pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea și adâncimea și înălțimea lui Dumnezeu. Dar dacă nu avem putere de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, nu vom putea pricepe aceste lucruri. Nu vom putea pricepe care este lărgimea lui Dumnezeu, care este înălțimea lui Dumnezeu, care este sfințirea lui Dumnezeu, pentru că privim la noi. Și dacă vom privi la noi, noi suntem limitați. Dar dacă vom privi la Dumnezeu, Dumnezeu este bogat în toate lucrurile, în dragoste, în bunătate, în răbdare, în toate lucrurile care duc spre sfințire. Este bogat Dumnezeu. Dar am vrea să rugăm în dimineața aceasta, Doamne, te rog ca să ne dai putere. Dacă sunt lucruri în viața noastră unde n-am avut biruință, te rog ca să ne dai puterea Duhului Sfânt,
ca săptămâna care va urma și în timpul următor să avem biruință, să fim mai răbdători, să fim mai plini de bunătate, mai plini de dragoste. De multe ori, în familiile noastre nu suntem plini de dragoste. Vorbim poate cu soțiile noastre, nu vorbim din dragoste, cu alte cuvinte. Nu vorbim în familie cu copiii noștri, nu vorbim cu cei din casele noastre care stau cu noi împreună cu dragoste. Domnul să ne dea putere și să ne dea dragoste. Și dragostea aceasta să aducă roadă în viețile noastre. De aceea Domnul să reverse Duhul Său cel Sfânt în dimineața aceasta peste toată biserica. Amin. Și toți cei ce îl cheamă din toată inima. Haideți să ne ridicăm în picioare să cerem puterea Domnului. Amin.